Salutare, oameni buni! Bine v-am regăsit la o nouă recenzie de parfumuri. Afară s-a încălzit destul de tare, zici că este luna martie, final de martie, început de aprilie, temperaturi 17 până la 20 de grade. Așa cum v-am obișnuit, vă țin la fiecare, aproape la fiecare început de clip și un scurt moment în care vă prezint vremea de afară și pentru că cumva aure este în strânsă legătură temperatura aerului exterior cu ce parfumuri să folosim în zilele respective. Astăzi voi prezenta un parfum care de data aceasta nu mai vine de la un brand arabesc, de la un brand din Orientul Mijlociu. După multe clipuri, astăzi vom vorbi despre un brand destul de cunoscut în mare parte prin anii 80 până la mijlocul anilor 90. Cumva după aceea s-a dus într-un cont de umbră, dar pasionații de parfumuri cu siguranță cunosc acest brand pentru că au avut câteva creații destul de cunoscute și destul de reușite implicit. Și astăzi vorbim despre casa, brandul Ted Lapidus și al lui Poker Face. In Your Face, a cărui sticlă arată foarte, cumva mă duce tot așa cu gândul la anii 90, la clubbing, la petreceri, la feeling good, la good vibes. Îmi place sticla asta, este destul de masculină ca și aspect, aici o imitație, avem niște striații, cumva, Poker Face. Nu prea are nicio legătură sticla cu numele. Nu au, nu sunt în strânsă legătură. Atomizorul împroașcă cumva amestecat așa haotic, nu are o direcție anume, dar mirosul este foarte, foarte apropiat de un parfum extrem de celebru și hai să nu vă mai țin în suspans. Astăzi vorbim despre o clonă după Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme. Originalul La Nuit de L'Homme. Acest Poker Face este o clonă după La Nuit de L'Homme destul de puțin cunoscută. E un parfum care cumva, nu știu, nu s-a bucurat de o recepție destul de bună, de o cunoaștere, de un marketing foarte reușit. E un parfum care, cel puțin în opinia mea, e unul dintre cele mai bune alternative și cele mai calitative, deși se deschide, are o deschidere și de câteva minute, ușor sintetică, dar pe măsură ce evoluează acest parfum, mi se pare că este una dintre cele mai reușite clone de La Nuit de L'Homme. Sunt foarte multe alternative arabești după La Nuit de L'Homme, mai ales după Blue Electric, care în ultimii cel puțin 2 ani a cunoscut un hype destul de mare, însă acesta a apărut, s-a vândut puțin, după care s-a dat dispărut. Nu reușesc să înțeleg exact de ce, dar eu vi-l aduc astăzi în fața voastră și vi-l recomand. Vă spun de pe acum că recomand acest parfum, mai ales fanilor La Nuit de L'Homme. Și chiar dacă nu vă place La Nuit de L'Homme, ADN-ul acestui parfum este extrem de fresh, de sexy. Cu siguranță îți va aduce complimente și un parfum care stă destul de bine, aș îndrăzni, stă mai bine, puțin mai bine pe parte de performanță decât La Nuit de L'Homme, care de-a lungul timpului a suferit 11.000 de reformulări și a suferit clar la capitolul performanță, longevitate, proiecție, spuneți-i cum vreți, chiar că prețul în continuare este destul de mare. În momentul de față l-aș alege pe acesta pentru că e o situație win-win, atât prețul cât și performanțele și apropierea, aș putea spune că este 90-95% La Nuit de L'Homme aici. Bineînțeles că nu s-a recunoscut niciodată oficial de către Ted Lapidus că acesta este o clonă după La Nuit de L'Homme. Ted Lapidus, din nou, o scurtă prezentarea brandului, fac oamenii ăștia parfumuri undeva de prin anii 70. Au mai avut, mai am două creații destul de celebre ale lor. Nu mi-aduc acum aminte numele, dar unul din ele a fost destul de celebru prin anii 90.
Da, un brand care, din păcate, și spun din păcate pentru că nu se bucură de o mai multă recunoaștere, face parfumuri foarte calitative. Ce pot să vă mai spun despre acest Poker Face? Are un soi de twist față de la Nuit de Lom, pentru că aici avem o notă de iris destul de proeminentă, care în combinație cu acea notă de cardamom pe care l-a făcut pe la Nuit de Lom atât de celebru și de plăcut, această notă de iris cumva aduce un aport pozitiv. Nu strică cu nimic ADN-ul original. Aș putea spune că îl face mai complex, dacă vă spuneam, și oferă în continuare o tentă destul de sexy, pentru că, nu știu, pentru mine nota de iris e ceva acolo, nu știu, atrage complimente în orice parfum în care se regăsește. Bineînțeles, sunt înnebunit după Dior Homme Intense. Rămâne unul dintre parfumurile mele preferate cu acea notă de iris. Să vă prezint rapid și restul de note. Găsim aici, în partea de vârf, frunze de violetă, lavandă, bergamotă și mentă. Ca și note de mijloc avem, după cum spuneam, acea notă de iris, cardamom și piper negru. Iar ca și bază avem note de boabe de tonka, patchouli și cedarwood. Da. În mare parte, așa cum v-am obișnuit, aici vei regăsi acea combinație de cardamom cu frunze de violetă pe partea de început a parfumului, după care, pe mijloc, vine acea notă de iris care se pune peste acea notă de cardamom, efectiv o acaparează, se mai simte ușor-ușor cardamomul, încearcă să răzbească, dar, per total, se creează acel mix foarte, foarte interesant. Pot să spun că îmi place mai mult decât la Nuit de Lom acest parfum, tocmai pentru că îmi pare ceva mai complex. După cum spuneam mai devreme, există în primele minute un iz ușor sintetic, dar, din nou, acest parfum îl găsești până în 150 de lei, în concentrație de 100 de mililitri, dacă nu mă înșel, în volum de 100 de mililitri. Eu cred că am sticla de 50 de mililitri, da? E concentrația de toalet. Da, un parfum care nu a reușit să-i găsesc în momentul de față vreun defect. Bineînțeles că sunt perfect conștient că nu este 100% la Nuit de Lom, n-are cum să fie. Vorbim de branduri diferite, de calitatea materialului, să-i spun așa, diferită. Dar pentru banii pe care îi plătești, mirosul este extrem de apropiat și, după cum spuneam, îți dă și ceva în plus față de originalul la Nuit de Lom. Cam acesta ar fi de zis despre Poker Face. Îmi place și numele Poker Face, In Your Face, Sacket la Nuit de Lom, nu știu ce să mai zic. Ted Lapidus Poker Face, faină sticlă, faină. Eu am fost Vlad și, bineînțeles, că ne vedem data viitoare cu un nou review. Bye, bye!